Bun găsit la Real Ri, suntem în direct la o emisiune specială a cărui invitat este Victoraș Pârșan, nutriționist și totodată un om pe care îl cunosc de mai bine de 10 ani și cu ajutorul căruia de-a lungul timpului am început să studiez și să înțeleg cum funcționăm și ce legătură strânsă există între sănătate și obiceiurile noastre, mai ales în contextul prezentului. Bun găsit, Victoraș, la sănătatea și obiceiurile aici, la Real Risk. Bună seara tuturor! Mă bucur să ne vedem, Radu. Înainte de toate, am pregătit câteva planșete pentru a înțelege cei ce ne urmăresc cât de important este să abordăm acest subiect al obiceiurilor și al sănătății în contextul actual, drept care rog regia să începem direct în forță cu o planșă a valorilor nutriționale pentru a înțelege ce se întâmplă de fapt. Iată un tabel care compară valorile din 1938 cu cele din prezent. Da? Avem un tabel în care cartofii în 1941 aveau calciu 40 de miligrame per 100 de 49, da? După aceea magneziu avea 130, a scăzut la 112, calciu de la 400, morcovii mă refer aici, de la 400 de miligrame în 2004 la 282. Aceste date nu sunt actualizate, să putem face comparația și acum, în 2023. În schimb, toate aceste valori nutriționale sunt într-o continuă scădere. Oamenii mănâncă într-adevăr de toate dacă se duc la magazin fără să înțeleagă și să simtă direct o scădere a elementelor esențiale. Foarte mult spun, gata, de mâine mă apuc să mănânc sănătos, voi mânca numai morcov, banane, cartofi, spanac și broccoli, dar nu țin cont de faptul că valorile nutriționale ale legumelor și fructelor din prezent sunt mult, mult diminuate cu cele de acum 60 sau 70 de ani. În același context trebuie să ținem cont și de problemele actuale când vorbim de sănătate, de hidratare și de obiceiuri. Cu ce ne confruntăm astăzi este relevat în planșa următoare și anume, în primul și în primul rând, alimentația necorespunzătoare pe care am subliniat-o și pe lângă acest lucru chimicalele în produsele alimentare, aproape totul este industrializat, inclusiv fructele, inclusiv verdețurile, inclusiv legumele. Beneficiem și de un stres zilnic datorită poluării tehnice și bineînțeles poluarea mediului, acele poze parcă sunt de la Sebeș-Alba, nu sunt de la Sebeș-Alba chiar dacă seamănă, dar avem parte și de aceste probleme. Și mai mult decât atâta, totul trebuie să treacă prin filtrul necesităților noastre și aici în planșa următoare este vorba despre ce nevoi nutritive are organismul nostru. Organismul nostru are nevoie de circa 90 de substanțe nutritive, dintre care 60 de minerale, 16 vitamine, 21 de aminoacizi și bineînțeles omega 3, 6 și 9, lucruri pe care datorită sărăcirii acestor alimente pe care le-am prezentat, fructe și legume, sunt foarte greu de făcut rost în permanență pentru organismul nostru. Da, deci în contextul actual îl rog pe Victoraș să ne răspundă din punctul lui de vedere ce e de făcut. Oamenii trăiesc o foamete fără să-și dea seama și cu toate acestea, suprapus pe această lipsă a vitaminelor, a nutrienților, a elementelor de reconstrucție, oamenii au obiceiuri proaste, oamenii nu țin cont în primul rând de un ritm zilnic al organismului nostru, se trezesc la prima oră, încearcă să se trezească mai bine majoritatea cu o cafea plină de zahăr, alții își fac repede 3 ouă, o păpărată, o omletă
și încep ziua. Unde greșim, domnule Victorașu? Păi, nu știu dacă putem spune că greșim. Eu zic că nu trebuie să căutăm vinovatul și ar trebui să facem ceva simplu. Adică pentru mine este foarte simplu. Dacă sunt atâtea lipsuri de vitamine, de minerale, de calciu, de aminoacizi esențial și neesențial și de omega, păi atunci ar trebui să facem mâncarea cât mai simplu. De exemplu, prin fierbere, prin prăjire, dacă faci un pește prăjit, păi omega 3 de acolo, după ce că nu se asimila, și cel mai bine se asimilează dintr-un supliment, după ce că nu se asimilează atât de bine, mai e și toxic grăsimea respectivă. Adică ce facem cu legumele și fructele care, așa cum sunt, le avem? Într-adevăr, acum mirosim o roșie și nu mai miroase a nimic. E clar că nu mai are nici fermenți. Și luăm triferment ca să facem, să facem o digestie bună. Adică noi fermenții ăștia trebuie să-i luăm din alimentație, nu? Din ceea ce mâncăm. Dacă noi fierbem, îi distrugem. Puținii care aici, eu zic că aici e marea problemă. În faptul că atunci când gătim, distrugem viața alimentelor, adică enzimele, plus distrugem vitaminele, mineralele, aminoacizii. Hai, că aminoacizii merg, dar, de exemplu, la grăsimi, le-ai distrus. Da? Pune ulei de măsline în oala de mâncare. Sau pui după ce ai făcut mâncarea în salată sau în mâncare. Corect. Totuși, pe lângă aceste lipsuri ale organismului nostru, noi venim și cu obiceiuri proaste, ne ținând cont de ritmul circadian despre care te-aș ruga să ne spui câteva lucruri. Cum funcționează organismul uman? Ce ar trebui să facem? Acesta este un ritm circadian pe ore. În schimb, înainte de a ajunge la cel pe ore și cum funcționează, se vede acolo pentru fiecare organ în parte, noi avem un ritm circadian în care într-o anumită perioadă a zilei organismul vrea să scoată afară toxinele și rezidurile, ori obiceiurile majorității vin în a opri impulsul natural al organismului de a se curăța și anume de a servi micul dejun. Care este ritmul circadian pe care nu numai tu, toți nutriționiștii l-au învățat la școală cu siguranță? Da, una este să știm și alta e ce facem cu ceea ce știm. De exemplu, corect. Dacă mai punem o dată imaginea, da. Acolo se vede în ritmul circadian al corpului că dimineața maxim este stomacul. Dar acolo, dacă vedem intestin gros, da? Da. Și pornește stomacul între 7 și 9. Este ora când toată lumea se trezește, corect? Corect. Dar aici este marea confuzie și toți nutriționiștii, toți scriu cărți că masa cea mai importantă trebuie să fie dimineața, că uite, acolo scrie stomacul. Este complet greșit, pentru că de la ora 2, de unde scrie acolo ficatul, și până la ora 11, corpul își face detoxifiere, adică 8 ore. Apoi de la ora 11 până la ora, mă rog, normal ar fi până la ora 10, de la 2 la 10, de la 10 la 20. Da? Este nutriție și de la 20 până la ora 2 noapte este regenerarea celulară, în care noi ne refacem corpul. Dar ideea este că corpul fiind în proces de detoxifiere, la nivel celular detoxifiere înseamnă apă, post înseamnă că nu mănânc, mișcare și gânduri bune, că dacă n-am gânduri bune nu intră nimic în celulă și nu iese, e stresată celula, că n-am gândurile mele bune și gândesc alte ale. Și atunci asta este formula prin care majoritatea oamenilor s-au îmbolnăvit, e formulă sigură ca să te îmbolnăvești,
practic, cum ai zis tu, mănânci și în loc să elimini rezidurile, la nivel de intestin se face absorbție și nu se mai aruncă rezidurile din corp, nu se mai aruncă celulele moarte, că nu poate intestinul, colonul, nu poate să-și asimileze, să-și arunce. Ori face un lucru, ori face celălalt lucru. Corect. Și atunci nu mai eliminăm rezidurile. În reziduri se formează microorganisme ca, la fel ca în casă, da? Nu scoți mizeria din casă, nu scoți gunoiul. Ce se va întâmpla în casă? Păi se împute aerul și odată cu aerul o să avem tot felul de musafiri nepoftiți pe care nu-i vedem cu ochiul liber. Paraziți, exact, bacterii, virus. Exact ce spuneam la început. Nu e problemă că nu avem atât de multe vitamine și minerale în mâncare. Problema este alta, că putem trăi și cu mai puțin. Omul poate să trăiască și cu mai puțin. Ideea este că acest lucru nu se întâmplă, nu se întâmplă eliminarea. Adică mâncarea rămâne în sistemul circulator, sângele este un sânge gros și nu mai transportă oxigen și nu mai scoate dioxid de carbon din corp, exact cum se împute în casă, da? Nu mai ai aer. E așa se întâmplă și în corp. Nu mai ai aer pentru că 90% în sânge există apă. Și dacă nu ai apă, sângele e gros, nu transportă oxigen, nu scoate dioxid de carbon. Și apoi rezidurile care rămân în limfă și în sistemul limfatic, ele acolo vor mânca microorganismele, se vor transforma în toxine. Adică noi nu mâncăm toxine, dar avem microorganismele care mănâncă din mâncarea pe care noi o mâncăm și ele aruncă toxine. De exemplu, bacteriile de putrefacție, că nu mestecăm bine mâncarea și nu facem combinații corecte, că iarăși din ritmul circadian al corpului nu se spune acest lucru. Corect. Omul mănâncă repede și asta se întâmplă. Formează microorganisme din faptul că mâncarea intră în putrefacție. Unde? În colon, că nu s-a digerat pe intestin. Și din colon ajung în ficat, din ficat ajung în sânge. Au ce să mănânce în sânge? Au! Pentru că celulele moarte sunt prezente, că n-ai cu ce apă să le scoți și alea vii nu pot trăi pe lângă alea moarte. Și atunci microorganismele au ce să mănânce. Și mănâncă în corpul tău și aruncă un rezid toxic. Normal că în rezid toxic se face inflamația și din inflamația o să ai durere. Și apoi zice că ai o boală. Dacă este la articulații, ai artrită. Dacă este la plămânii, acolo cuiburile de microorganismele ai azi. Dacă s-au format și s-au dus în pancreas, ai diabet și așa mai departe. Da, aici mulți interpretează că de la ora 7 la ora 9 dimineața stomacul este într-o activitate maximă și aici întrebarea, în ce sens? De regenerare? Pentru că... Păi, hai să întrebăm pe cei care știu anatomie, că am făcut și noi puțin, dar cei care predau anatomie știu exact că mucoasa stomacală se schimbă la 2-3 zile și stomacul are și el o funcție. Deci cum funcționez eu, așa funcționează și organele mele interne. De exemplu, eu dimineața am nevoie de energie. Și stomacul ăla se pregătește și el, da, are și el un proces de curățare, da? Nu pot să mă duc acasă și mănânc într-o farfurie care n-am spălat-o de 20 de ani, de 30 de ani, de 5, câți ani aveți? Păi am 60 de ani. Păi niciodată n-ai spălat stomacul. N-ai spălat farfuria în care mănânci. Niciodată n-ai spălat oala în care mănânci. Intestinele. Niciodată n-ai spălat bucătăria corpului, ficatul, dar mănânci în el în fiecare zi, mâncare sănătoasă. Și în stomac se regenerează celulele, se schimbă mucoasa. Da? Păi intestine se fac depuneri, mațe de pe mațe, la oameni cum ies la animale, așa e. Și în ficat, datorită faptului că respirăm praf, mâncăm lucruri care nu pătrund la nivel celular, toate aceste lucruri trec prin ficat și ficatul le îmbracă în colesterol și se duce mâl în vezica biliară și se face ficatul mare. Și atunci noi mâncăm într-o bucătărie care n-am spălat-o, da? Ficatul, într-o oală care niciodată nu o spălăm, că zici, bă, mănânc, ce, am o burtă acolo, câtă burtă are omul și nu știe ce are pe acolo. Și niciodată nu mănânc, nu spală farfuria, nici stomacul. Că dimineața ar trebui să spele, când ajunge apă în stomac, se duce și în ficat, se duce și pe vasele de sânge, se duce plămâni în inimă, inima pompează, se duce în toate celulele, se spală celulele,
se duce în limfă, rezidurile, se duce la nivel de intestin, colon, se aruncă. Dar dacă omul mănâncă, s-a blocat. A rămas cu rezidurile în el. Și ia în greutate sau scade în greutate? Aici. Deci, la prima ora a dimineții trebuie băut apă. Știu acest lucru și sunt mulți care îl știu și spun, zic, ce faci la prima oră? Zice, am auzit, beau apă, un pahar, după care mănânc micul dejun. Păi stai mă, cum un pahar? Păi un pahar, cât să beau? Câtă apă se bea dimineața? Deci problema nu este de apă, că așa toată lumea zice, du-te și bea apă. Problema este de calitatea apei. Pentru că dacă apa nu este de calitate, omul ăla, dacă bea mai mult, își blochează renichii. Și nu e băubilă. Aici e problema, că nimeni nu a spus în direct sau să țină litere de lege, cum tu ții pentru mașina ta, de ce nu pui la bateria mașinii sau la lichidul de răcire al mașinii apă de la izvor? Că îți înfunzi instalația. Bravo! Păi și la oameni zice bea apă, cu bicarbonat, cu calcar, cu toate mineralele care... acele minerale, că eu am așa, că zice că avem nevoie de minerale, dar nu din apă, domnilor, că apa aia șlefuiește roca. Doamnelor și domnilor, hai zis să ne trezim. Dacă iau susanul, iau susan și iau și un bulgăre de o piatră de calcar. Ambele conțin calciu, zice. Corect. Că conțin calciu. Bun. Dacă susanul îl storc, îl presez, voi scoate un ulei de susan, corect? Corect. Bogat dacă, în calciu organic. Dacă fărâm piatra, ce voi obține? Praf de calcar. Deci, ăla este praf, ăla nu pătrunde la nivel celular, că dacă ar fi pătruns, ne-am fi pietrificat. Și aici este dilema, că omul zice, păi mă duc să beau apă, dar nu pot să beau 5% din greutatea corpului. Adică dacă are 100 de kilograme, trebuie să bea 5 litri. Dimineața, ca să-și curețe tot corpul, trebuie să bea 2 litri jumate. De jumătate din... adică 2,5% din greutatea corpului dimineața. Deci, crede-mă, Radu, asta este o informație wow. Asta ar trebui spusă, premiul Nobel ar trebui luată pentru asta. Asta e salvarea întregii omeniri, ritmul circadian al corpului. Pentru că tu, pentru mașina ta, nu te duci, ai Renault, te duci la Dacia. Hai, dom'le, că tot la Mioveni au făcut-o și pe asta. Și ce zice ăla? Auzi? Du-te la Renault. Aici e Dacia. Da? Adică, în ziua de azi, omul este tratat de diferite boli, dar el nu are niște obiceiuri bune. Nu bea apă dimineața. Nici am uitat să spun că nici vesela, deci farfuria, ca farfuria că nu o spală, dar nici furculița cu care mănâncă și vesela nu o spală, pentru că dimineața în cavitatea bucală, pe limbă, ies rezidurile. El ar trebui, primul lucru care îl face, trebuie să-și curețe prima salivă, se aruncă, își curăță limba, s-a spălat pe dinți și începe ziua cu obiceiuri bune. Da? Post, gânduri bune, mișcare și apă H2O, ca la școală, cum ne-a învățat la școală. Adică, haideți să fim serioși. Înainte să consumi eticheta, înainte să consumi produsul, citește eticheta, corect? Corect. Bun, păi și la noi la școală ce ne-a învățat? Care este formula apei? H2O. Păi și atunci de ce bem? Uitați-vă acum pe sticlă. Bem calciu, magneziu, potasiu, sodiu, bem nitriți, nitrați sau sulfați, avem nevoie. Bicarbonat. De când pământul, pe întreg pământul locuit, pământul face bicarbonat. Asta crește în pom, nu? Sau e ceva chimic? Păi nu este ceva chimic, dar foarte mulți doresc să bei apă cu bicarbonat pentru că așa s-a dus din gură în gură ideea că a consuma apă cu bicarbonat face bine sănătății. Da, este ceva toxic. Da, și eu dacă spun că cafeaua este benefică și mă întreabă cineva câtă cafea, domnule, să beau. Păi nu, domnule, o cescuță, beți 3 cescuțe. Și atunci ăștia o să zică, ia uite, hai să-l punem pe emisiune,
la audiență maximă. Da, oamenii consumă acea apă din magazine de regulă fără să citească eticheta și cei care citesc cu adevărat eticheta se bucură de faptul că regăsesc acolo denumirea unor minerale. Da. Care se regăsește și pe buletinul și pe buletinul de analize la sânge. Și zice, vezi că ai magneziu scăzut, ai lipsă de magneziu. Și omul se duce la magazin, nu contează care, că acum oricum toate ale companiilor străine, 90%, și caută apa care are magneziu cel mai mult. Da. Asta se întâmplă. Cum a lăsând la o parte faptul că oamenii nu cunosc și nu vor să înțeleagă că acel magneziu este anorganic și nefăcând această diferență între magneziu anorganic și cel organic, se bucură și dau banii cu mare... Da, nu cu omul obișnuit, că noi toți știm să citim, dar nu înțelegem. Dar vin în emisiuni sau văd pe YouTube oameni care sunt chimiști. Și eu nu vreau să mă contrazic cu nimeni. Eu vă spun un lucru simplu. Dacă nu este nicio diferență între minerale, exact cum am zis, între calcar și cal și calciu din Susan, deci că nu e nicio diferență, că e același lucru, ar fi foarte simplu. Vă rog frumos, luați-vă un teren, faceți-vă un sondaj la teren acolo și vedeți ce minerale aveți, cumpărați, dacă aveți toate minerale, cumpărați imediat terenul și mâncați sărână, nu mai trecem pe la supermarket. Adică, dacă ești așa chimist și ai învățat doar chimia anorganică, nu știi nimic de chimia organică sau cel puțin nu te interesează, nu poți să spui că eu o să mănânc de mâine țărână. Corect. Bine, cum ai definit tu diferența între organic și anorganic referitor la minerale? Asta pentru a-i face pe toți să înțeleagă că este o diferență. Mulți spun, păi bine, cel puțin eu mă confrunt cu anumite păreri, îmi spun prietenii, păi și ce măi, dar ce alea, mineralele anorganice, de ce le-a mai făcut Dumnezeu? Și eu zic, pentru hrană la plante, deoarece prin fotosinteză se transformă în minerale organice. Cum da, poate cineva noi să... Noi suntem vii. Entități vii. Și trebuie să mâncăm tot ce este viu, nu trebuie să mâncăm mortăciuni. Adică, piatra este piatră. În momentul în care planta se hrănește din pământ, acolo sunt niște transformări. Organicul se transformă împreună cu anorganicul, deci ea își ia și una și alta și prin fotosinteză dă naștere la ceva. Că este o plantă, că este un fruct, că este o legumă, dar ele mai departe fac semințe. În sămânță există enzime, viața ei. Dacă sămânța de floarea soarelui ai fiert-o, ai prăjit-o, ai copt-o, mai este ceva din ea dacă o pui în pământ? Categorică nu, pentru că e lipsită de viață. Logic. Deci aici greșim noi, că prelucrăm toată mâncarea termic, îi distrugem viața, mâncăm mortăciuni și mă refer aici și la carne, mâncăm mortăciuni la greu și acolo nu ne mai zice ce conține în țesuturile lor. Ne spune că doar legumele și fructele, domne, nu o să-ți ajungă, mănâncă direct carne. Deci fierbem totul și distrugem viața și apoi greșim că nu le combinăm corect și nu se digeră împreună. Și facem microorganisme care nu duc la N boli. Dacă aveți așa posibilitatea să găsiți pe internet cartea Dr. Robert Morse, în capitolul 5 vorbește de natura bolii, că nu există boală. Există microorganisme care sunt N-tipuri și stau în diferite țesuturi ale corpului. Și acolo unde stau, mănâncă și aruncă un rezid toxic, creează inflamație și inflamație se apare durerea sau se strică acel țesut care practic formă trebuie aruncat din corp. Deci aici greșim că nu există în acest moment, noi asta și urmărim și cu emisiunea aceasta, tot asta urmărim, ca să lăsăm mai departe oamenilor obiceiuri bune.
Un om trebuie consiliat pas cu pas. Exact cum nu știi drumul spre Constanța și apeși un buton și GPS-ul spune exact cum să ajungi la Constanța din punctul A în punctul B. Corect. Același lucru îl facem și noi în acest moment. Persoane care au rezultat în 7 zile până la 14 zile doar cu obiceiuri bune și cu programul acesta, ritmul circadian al corpului, doar să schimbe apa. Și garanție pe satisfacție, adică orice persoană cu obiceiuri bune și cu o cantitate de H2O, conform greutății corpului, în 7 zile, garantat asta, dăm garanție 300%. Cum tu, când te urci la mașină, nu mergi, astăzi merg toată ziua cu manșalierul. Sau mâine zici, plec cu viteza a treia, nu mai plec cu a întâia, a doua, a treia. Merg direct cu a treia, nu? Da. Adică, dacă faci chestia asta, normal că te uzezi. Și apoi, dacă o iei în mod normal, vezi diferența. În 7 zile. Bun, foarte mulți spun, ok, eu beau apă, dar ce înseamnă apa aia H2O? Pentru că H2O înseamnă o apă purificată. Este greșit să considerăm că bem apă purificată consumând freșuri de legume și de fructe? Adică eu trebuie la 85 de kilograme să consum, să zicem, 4 litri jumate. Greșesc cu ceva dacă consum 2,5 litri de apă, de H2O, și restul de 2 litri beau suc de morcov? Păi putem spune că nu greșești, dar în prima fază trebuie să bei la început apa, nu sucul de morcov. Corect, deci în prima etapă a zilei, dimineața, primele 3 ore beau apa, după care beau sucuri preparate acasă, freșuri. Da. Asta e un pic confuzia că zice că avem nevoie de 2 litri de lichide. Noi avem nevoie de 5% din greutatea corpului de apă. Lichidele sunt trecute la hrană, la aliment. Și, de exemplu, apa din sucurile de legume și fructe se numește apă vie pentru că conține enzime și minerale vii, organice, da? Da. Adică cele care se asimilează. Aia este apa vie. De exemplu, dacă dumneavoastră, telespectatorii, da? Dumneavoastră faceți un ceai. Da? Faceți așa, un ceai. Și îl fierbeți. Da. Sau îl puneți la infuzie. Păi ceaiul acela l-ați distrus. În primul rând, între 42 de grade și 64 de grade s-au distrus enzimele. Vezi ceva care are un gust ciudat, dacă n-ați pune acolo niște miere sau zahăr, n-ați putea să beți așa ceva. Și faceți doar un lucru simplu, să vedeți ce înseamnă apă vie. Da? Puneți la macerat plantele, după ce le-ați mărunțit, le faceți fine, într-o râșniță, așa puțin râșnite, le puneți la macerat în apă H2O, apă curată. Nimic dizolvat în el. Pentru rezultate mai bune, da? Da. Îl puneți de seara și beți ceaiul la ora 11 sau îl puneți dimineața și beți ceaiul la ora 5, cum era înainte o emisiune, ceaiul de la ora 5. Da. Și o să vedeți ce gust are. Cu alte cuvinte, pentru cei care n-au mai auzit așa ceva, în seara aceasta toți aveți acasă o lămâie. Ca să faceți o citronadă bună, puneți lămâie, puneți miere, apă și apoi o fierbeți, ca pe ceai. Și pe urmă gustați să vedeți dacă vă mai place. Deci este ceva toxic. Omul se intoxică și el bea ceai. Da, e interesant experimentul și chiar cei care... Știi cum e Radu? Nu cred, știi, zice, hai să fierb o lămâie, să văd ce gust are. Da, ia, fierbe să vezi dacă îți mai place gustul, că e toxică. Dar, mi-am adus aminte de ceva, dar uite, mi-ai luat vorba. Mă rog, știi cum e? Acata, mi-am adus aminte. E așa, cei care zic că eu mă îngrijesc de sănătate și e din ce în ce mai bolnav.
că zice, acum îmi fac ceaiuri, l-am macerat, nu știu ce. Adică el bea ceva mort și el vrea să fie viu. Corect. Adică, domne, fac fel și fel de cure, fac detoxifierea corpului, dar de ce trebuie să faci detoxifierea corpului? Că nu mănânci toxine. Mă rog, cu excepția câteva zone unde sunt poluate, aveți acolo poluarea aerului, da? Care se poluează și apa. Și plantele și praful care se așează pe plante și nu știu ce. Da, deci sunt zone în România industrializate în care e bine să vă mutați de acolo. Corect. Schimbați mediul. Dar majoritatea oamenilor nu trăiesc în zone poluate, adică nu mănâncă sau respiră toxine. Dar ei sunt mai, au mai multe toxine decât cel care trăiește într-o zonă. Că, de exemplu, dacă nu mestești mâncarea și nu combini corect alimentele, faci bacterii de putrefacție. Astea aruncă în corp bacteriile amonia. Da. Adică tu nu trăiești într-o zonă unde să ai amoniac, dar ești plin de amoniac. De unde amoniac? Păi din descompunerile din organism. Da, bacteriile fac gaze și elimină acele reziduri toxice. Da. Aș ruga regia să ne arate un mic dejun clasic, cel puțin în cazul hotelurilor, și să-l comentăm. Da, avem aici, sunt combinații corecte? Da. Avem? Da. Nutriționiștii spun că da. Nutriționiștii spun că da. Bine, și tu ești nutriționist, tu ce spui? Avem păpărade cu cârnați, cu pâinică. Ia pâinică, nu pleca cu burta goală dacă vrei să fii sănătos. Da. Da, din punct de vedere nutrițional, nutriționiștii spun că farfuria trebuie împărțită în trei. Adică să am proteine, să am legume și să am și amidon. Și așa cum vedem aici, proporțiile ai, că într-o farfurie e mai multă proteină, într-adevăr. Dar uite la aia din mijloc, dacă ne uităm, are acolo doi cârnăciori, puțină brânză, alea ce-o fi, omletă, nu știu, mai. Omletă, da. Exagerat. A exagerat puțin la proteine. Sau asta la altă, din partea asta la altă, da? Cum mă uit eu la ecran, partea stângă. Hai că asta ar fi mai echilibrată, dar are mai puține legume. Deci ideea era că ei ziceau că să împărțim farfuria în trei. Și să punem legume, amidon și proteine. Făcând proteina cu amidonul nu se împacă. Și atunci farfuria trebuie împărțită în două. Sau cât mai simplu. De exemplu, trebuie mâncat legume cu proteine la prânz, legume cu amidon seara și fructele se mănâncă simple, adică dacă vrei mere, mere, vrei să mănânci struguri, struguri, nu combini și struguri și mere și kiwi și banană și ai făcut o salată acolo și ficatul nu mai știe ce sucuri să facă. Iarăși în cartea Dr. Robert Morse, pentru cei care vor să intre așa puțin în detalii și să vadă ce înseamnă în capitolul 7, hrană pentru vitalitate și tabelul care sunt alimentele alcaline și acide în interiorul corpului, nu în afara corpului, că și aici e o mare diferență. O să vedeți acolo mai multe detalii și cred că aveți și combinațiile corecte de alimente tot în capitolul 7. Deci cartea se numește Să trăim sănătos, fără toxine, adică fără bacteriile alea, microorganisme, virus, ciuperci, fungi. Să trăim sănătos, fără toxine, Dr. Robert Morse. Se găsește da, și la întrebarea și se este și în format electronic. Da. Întrebarea tuturor e cum să trăim sănătoși fără toxine dacă toate fructele, legumele sunt pesticizate, sunt chimizate, în atmosferă e plin de toxine, apa e plină de rezidu sec. Zice, ce vorbiți, domne, acolo la Carolina TV? Cum să trăiești sănătos fără toxine? Că toxine sunt peste tot. Bine, bineînțeles că răspunsul există și înainte de a te lăsa să ni-l dai, îi anunț pe această cale cei care vor să aprofundeze acest subiect. Vom organiza și anul acesta cursuri
de viață sănătoasă, cursuri practice de sănătate atât pentru cei care doresc să dobândească aceste noțiuni, cât și pentru studenți și terapeuți care vor să-și schimbe modul de abordare. Într-un mod foarte rar întâlnim un medic sau un terapeut care prima întrebare când te duci și spui că te doare ceva, el te întreabă la rândul cât apă bei dimineața. În schimb, vreau să zic că am întâlnit astfel de medici pe care îi felicit și pacienții care intră în cabinetele unor medici, unor doctori, sunt întrebați câtă apă consumă. Și li se recomandă și li se explică importanța consumului de apă, deoarece apa este un element vital care ajută la eliminarea toxinelor. Da, deci încă o dată întrebarea. Bun, eu spun, tu ai spus să ne recomanzi o carte, să trăim sănătos fără toxine. Cum putem trăi sănătos fără toxine dacă noi trăim într-un acvariu în care în jurul nostru e plin de toxine, plin de poluanți, lăsând la o parte poluarea tehnică, alimentația noastră, cât am vrea noi de vegan sau ro-vegan să fim, este plină de toxine și atunci cum putem trăi fără toxine? Iarăși este foarte simplu. Ce trebuie să faci ca să fii fericit? Trebuie să știi să iei decizii. Corect. Bun. Una este să te duci să cumperi legume și fructe de la supermarket și alta este să te duci să cumperi din piață. Păi da, dar alea din piață au pete, așa, nu sunt așa frumoase. Deci, eu am mâncat și era să mor. Am mâncat fructe de pădure, cumpărate din supermarket și arătau foarte bine și când au intrat în stomac, m-am făcut ghem. Pentru că sunt tratate cu chimicale să reziste acolo 10 zile. Și am mâncat frăguțe. Adică nici prin cap nu mi-a trecut că o să-mi facă rău frăguțele. Adică, bă, de unde le ia? Că e plină România de frași și mure, le ia din România, nu au venit din altă parte. Da, numai că au fost chimizate. Deci, este o chestie de alegere. Dacă te împrietenești în piață cu toți cei care vând de acolo, ce le dai bună ziua, întrebi dacă iau 5 legături de mărar, pătrunjel, îmi dai una gratis sau două? Și faci o glumă. Și de unde veni? Și nu știu, și te împrietenești. Dar dumneavoastră, de unde luați marfa? Aia, păi asta e a mea, asta o iau de la vecin, asta o iau din târg, asta nu e a mea. E clar că el nu poate să producă tot ce este la el pe tarabă. Da, cea? Corect. Aici este toată treaba, este o chestiune de decizie cu alimentația. Hai să o luăm așa, uite, am aici o statistică, nu știu, acum se vede. Da. Aici spune așa, 10% ne influențează sănătatea aerului, 22% apa, 21% modul de viață, alimentația 18% și 29% o să spunem despre ce este vorba un pic, la puțin atenție. Deci eu schimb mediul. Dacă tu ești într-o zonă unde aerul este poluat, nu mai e scăpare că poluează și apa, poluează și în atmosferă și legumele, fructele, corect? Da. Bun. Deci de acolo trebuie să te muți. Corect. Deci dacă vrei să trăiești sănătos, trebuie să schimbi mediul în care trăiești. Mediul în care trăiești și mediul din interiorul corpului, că aici vine și modul de viață. Una este să mănânci orice la masă, tot ce ai în frigider, și alta este să mergi pe ritmul circadian al corpului, ca mersul pe bicicletă, nu-l mai uiți după 7 zile. Deci ai rezultate în 7 zile și pe urmă te decizi să-l ții toată viața. Pentru că așa funcționează mașina, puțină disciplină. Când te urci la volan, nu poți să spui, lasă-mă că eu merg acum pe dreapta, mâine merg pe partea stângă, poimine merg pe contrasens. Cum vreau eu, mâine merg cu manșalierul, cum vreau, așa. Deci, da, merge pe ritmul circadian al corpului de 7 zile și apoi îl ții toată viața, nu? Îl ții într-un obișnuință. Alimentația, exact ce spuneam. Păi una este să mă duc să mănânc din piață, acolo toate lucrurile vin proaste, că nu stau
10 zile sau 2 săptămâni chimizate sau date cu unde gamma sau mănânc legume congelate. Sunt congelate cu ce? Cu azot. Nu-i cu gheață acolo. Și acum procentul cel mai mare, 29%, aici era statistica că a făcut, cred că acum vreo 14 ani, 29% acțiunea termogenă. Deci acest procent a crescut pentru că înainte era 2G, aerul s-a poluat, atmosfera s-a poluat, mod de viață, mâncăm totul preparat termic și alimentația lasă de dorit pentru că cumpărăm totul dintr-un singur loc unde este acolo totul chimizat. După ce că e chimizat, mai este și chimizat ca să se păstreze în raft. Deci este o chestiune de alegere, dar în acest moment să stai într-un apartament, sus este Wi-Fi la vecin. În dreapta Wi-Fi, în stânga Wi-Fi, jos Wi-Fi și pe bloc e o antenă G5. Acolo tu trăiești într-un cuptor cu microunde. Se sparge molecula de apă din celulele tale, ești radiat ca într-un cuptor cu microunde. Despre ce vorbim? Să fim sănătoși. Este o chestiune de decizie să fii sănătoși. Adică să... Eu am persoane care vin și spun așa, ce trebuie să fac să mă simt bine? Păi, ca să te simți bine, trebuie să treci printr-o criză, adică tu trebuie să, ca să te simți bine, trebuie să-ți fie întâi rău. Pentru că atunci când curezi casa, nu te simți bine. Da? Și arunci toate lucrurile și apoi pui mobila curată, nu zugrăvești. Da? Și apoi pui mobila curată și zugrăvești. Nu. Și atunci... Când vrei să te simți bine, tu ai făcut niște greșeli de a te simți așa și atunci trebuie să faci invers, să curezi corpul și în procesul de curățare corpul nu te simți bine. Te simți bine după ce ai curat corpul, dar apoi trebuie să menții obiceiurile bune, că apoi ajungi iarăși în aceeași situație. Ce să fac să mă simt bine? Păi el ce vrea să zică să se simte bine? Să mănânce, să bea, să fumeze, să bea cafea? Păi niciodată nu o să te simți bine dacă tu bei cafea dimineața. Iluzia, că așa ai văzut în filme că toți beau cafea dimineață, Victoraș. Bun, dar în acest moment acțiunea termogenă, că noi acum lucrăm cu calculatorul, da? Ne vedem prin calculator. Ăsta radiază. Da. Ne vorbim prin telefon. Ăsta radiază. Dar să te radieze în permanență vecinii cu Wi-Fi. Deci acum este apogeu. Trebuia să ne mutăm toți la țară. De schimbarea locului. Eu am luat decizia acum 10 ani, 11 ani, să plec din București. Pe baza faptului că n-am știut unde plec, știam că aici m-am născut, la când m-am născut. Aici s-a născut părinții, mă rog, bunicii, toți, toate neamurile împleam pe aici. Eu m-am născut la București, am stat acolo 40 de ani, dar ideea este că n-am știut dacă o să mă descurc, dacă nu o să mă descurc, dar în momentul în care am plecat, am zis cum se descurcă cei din zona respectivă, o să mă descurc și eu. Adică am tăiat toate punțile, n-am mai puntea aia, că zice, ai trecut puntea și pământul trebuie să o tai, ca să nu mai ai cum să te mai întorci. Da. Și eu așa am plecat, adică n-am știut ce voi face datorită acestei tehnologii, în momentul acesta sunt nutriționist, așa zis, om, că aștia suntem oameni, simplu spus om, lucrez online cu orice persoană din orice loc al lumii. Deci îi trimitem un chestionar, îi analizăm situația, ca să nu stau să-l conving, îi trimis scule să-și verifice apa, să vadă și soțul sau soția, să vadă și copilul și bunicii, toți cei care sunt în casă, pentru că toți trebuie să consume o apă bună, nu numai el, cel care intră în contact cu mine sau ea, și nu mai stau să conving, pentru că îi dau cartea Dr. Robert Morse și zic, ești bolnav? Da. Ok, ai analizele făcute? Da, crezi că ești bolnav? Da. Bun. Uite, citești din cartea Dr. Robert Morse, dacă ești de acord ce scrie acolo, sau în format electronic, ai de citit 8-10 pagini, îi dau de citit, dacă ești de acord cu ce scrie acolo, apoi îți trimit un chestionar de sănătate și mă ocup de tine pas cu pas. Și el în 7 până la 14 zile
are rezultat numai că schimbă apa și ia cu rezid mai mic din magazin sau își face o investiție ca să-și purifice apa din casă și nu al cu obiceiuri bune, el se simte mult mai bine. Și atunci zic că aceste obiceiuri bune trebuie să le menții și acum hai să curățăm. Să curățăm stomac, intestin subțire, intestin gros, să repopulăm floră, să curățăm ficatul, să aruncăm mâlul din vezica biliară, să cum zicea Valeriu Popa, ai sângele stricat. Sângele gros, că nu bei apă, nu? Da. Și atunci faci toate aceste lucruri și apoi îți menții obiceiurile bune și trăiești fericit. În momentul când omul curăță ficatul de 2, 3 până la 5 ori, îi se deschid ochii, domnul. Nu mai are frică, vede în ce trăiește, vrea să se mute, să plece, să facă schimbări în viața lui. Dar până nu curăță ficatul, omul nu. E anesteziat. Ficatul ăla e anesteziat, nu simte nimic, e plin de grăsimi. Deci care ficatul normal. Că așa e normal. Da, și în mod normal, după aceste curățiri, pentru că are sens, după aceste curățiri, organismul are și capacitatea de a asimila carențele de magneziu, calciu sau alte vitamine sau minerale din organism, pentru că dacă cineva ar încerca să zică gata, de mâine trăiesc sănătos, nu mai beau apă cu rezidu sec mare, caut apa cu rezidu sec cea mai mică sau îmi purific apa, de mâine combin corect alimentele, procesul de curățire a organismului practic nu este declanșat. Tu începi să te alimentezi corect, în schimb stai cu mobila veche în casă. Da, păi noi facem aceste obiceiuri bune, ca el, dacă el nu face obiceiuri bune, nu are rost să facă nimic, adică e ca și cum tu pleci de acasă fără să ai nicio regulă de circulație în circulație. Păi nimeni nu s-ar sui cu tine, Radu, în mașină, nimeni nu s-ar sui să zică merg cu Radu mâine că merge numai cu manșalierul prin oraș. Corect. Băi, e șofer bun, da. Deci nimeni nu s-ar sui. Deci trebuie să fii disciplinat. Dacă nu există disciplină, nu există sănătate. Deci dacă nu-ți conduci corpul așa cum el dorește, cum e firesc, normal, deci gândește-te puțin. Dumnezeu udă plantele dimineața cu rouă, animalele merg la râu și beau apă, insectele beau rouă după frunze. Deci dimineața toată lumea se hidratează? Nu, toată lumea bea cafea, bea lapte de caju, mănâncă omletă, ai văzut ce e pe la restaurante și pe la hoteluri, da? Dar ce am vrut să zic cu chestia asta, că tu ai zis, a, da, bun, de mâine mă apuc să fac aceste lucruri, nu o să reușesc singur. Eu promovez ceva care eu am primit în dar și zice că dar din dar se face rai. E o vorbă asta. Eu spun altfel, eu dăruiesc ceea ce am primit. Am primit această îndrumare pas cu pas și în acest moment toate persoanele cu care lucrez le recomand să dăruiască ceea ce au primit, să devină și ei îndrumători pentru alții. Adică dacă eu am fost îndrumat și fără plată am primit informații fără plată, am fost la multe cursuri. Da, mulți ne ducem la multe cursuri, unele le plătim, altele doar mergem să căscăm gura, să mai înțelegem ceva. Dar este singurul curs, așa cum Valeriu Popa făcea lucruri practice. Eu știu de la Daniel Stoicescu, care s-a salvat cu Valeriu Popa și el mi-a dat partea practică, Daniel Stoicescu. Din momentul acela, eu cu oamenii fac ceva practic. Și în momentul când omul face ceva practic, nu mai uită toată viața. Aia face obiceiurile alea bune. Că într-adevăr, a face el o investiție și își cumpără niște suplimente, să-și curețe ficatul, intestinele, sângele. Da, cu suplimentele astea cureți. Nu cum e în ziua de azi. Iei suplimente, iei și medicamente, să te simți mai bine și tot nu se te simți bine. Nu, iei ceva care moaie mâlul din ficat și arunci afară. Iei ceva care să te ajute, să-ți cureți corpul. L-ai curățat, e bine curățat, apoi obiceiuri bune ca să nu-l mai încarci. Da. Și schimb mediul. Da? Nu mai mănânci alimentație din supermarket, ești la țărani. Nu mai ai mod de viață, că toți avem un stil de viață.
ai ritmul circadian al corpului. Ai apă bună, nu apă. Ai H2O. E băubilă aia. Nu blochezi rinichii, nu faci monturi, ciocuri cu calcarul din ea. Și aerul, da, te muți din zona respectivă dacă ești radiat și poluat aerul. Da, foarte mulți întreabă despre aceste cursuri și prietenii foarte apropiați, zice, Radu, cursurile astea gratuite, viață sănătoase, curs practic de sănătate, de ce nu le face și le detaliați în permanență la televizor, la modul general? Și răspunsul meu îl dau dintr-o carte scrisă de Constantin Cosovan, nu se găsește în librării, eu am primit-o cadou, această carte, de la autor, autorul fiind un cercetător științific, ce într-o comunicare prezentată în 1979 la Căciulata, un simpozion de informatică medicală, vorbea despre cât de unic este fiecare om și da, despre ritmul, nivelul orizontului circadian, vorbește într-adevăr, vorbește și despre orizontul circa-lunar și circa-anual în funcție de data nașterii și ora nașterii. Și privind acest studiu îmi dau seama cât de diferiți suntem fiecare și care este atuul nostru, adică ce organe, în funcție de data nașterii, care din organele noastre sunt predispuse să funcționeze mai bine decât la alții și care sunt predispuse la a funcționa mai încet. Și iată motivul pentru care îndrumarea pas cu pas trebuie făcută în mod personal cu fiecare în parte, pentru că fiecare om este un individ unic a cărui organism nu este identic cu al celuilalt. Mai avem 30 de secunde, te rog, Victoraș, în încheiere, câteva cuvinte, îți mulțumesc oricum pentru... Da. Se fac eforturi, de exemplu, anul acesta am gândit să facem curs practic de regenerare celulară și cu terapeuți, cu medici, cu cei care lucrează în domeniul sănătății, dar și pentru copiii care au terminat medicina. Pentru că este una să începi să lucrezi ceva practic de la început și alta e să știi niște teorii prin care duci pe oameni într-o situație care să nu scapă. Adică el își întreține boala sau îți recape sănătate. Sunt lucruri care trebuie să știți să decizi. Da, mulțumesc frumos pentru participare la emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru atenție. Rămâneți în continuare de Alba Carolina TV. Programul continuă.